În cursul zilei de astăzi la Târgu Jiu a fost lansat proiectul Startup pentru Excelență, ce are ca obiectiv susținerea, sprijinirea, încurajarea, dar și dezvoltarea antreprenorului, cât și creșterea gradului de ocupare în rândul a cel puțin 300 de persoane care au un loc de muncă, însă doresc să-și deschidă o afacere. De asemenea, se vrea ca prin acest proiect cel puțin 92 de locuri de muncă să fie create. Primul rând este un proiect nou pentru activitatea Consiliului Județean Gorj și mă bucur că am acceptat și colegii mei au fost receptivi să fim parteneri în acest proiect important cu Universitatea Constantin Brâncuș și cu Asociația Excelsior, pentru că aduce plus valoare cele 46 de noi business-uri care se vor realiza finanțate cu o sumă de 30.000 și 40.000 de euro. Cred că este important pentru județul Gorj și pe toți ce înseamnă tineri antreprenori din județul Gorj. Plus cursuri de calificare pentru toți cei doritori să se califice în aceste antreprenoriat, pentru că este important ca cei tineri din județul Gorj deschidă noi afaceri. 92 de locuri de muncă preconizate a fi înființate în proiect nu sunt puține. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 11 milioane de lei, iar perioada de desfășurare este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare. Are o valoare de aproximativ 11 milioane de lei, din care subvenții pentru înființarea 46 de afaceri în zona de sud-est Oltenia, în valoare de 6.600.000 de lei. Proiectul se va implementa pe o perioadă de 36 de luni, cum spuneam, în regiunea sud-est Oltenia. Asta înseamnă că cele 350 de persoane, 300 de persoane care vor participa în cadrul proiectului și vor beneficia de partea de formare antreprenorială, vor fi persoane care provin din regiunea sud-est Oltenia, respectiv că cele 46 de afaceri, minim 46 de afaceri care vor fi finanțate, se vor înființa în regiunea sud-est Oltenia. Grupul țintă vizat de acest proiect este un număr de 300 de persoane care vor beneficia de cursuri de formare antreprenorială, iar din cadrul acestora 46 vor primi sprijin financiar pentru înființarea unei afaceri. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020.